Îl ascultăm pe Dan Petreșan, cât e de mulțumit. Bună seara. Bună seara! Felicitări pentru victorie, mulțumim. Deși n-aș fi vrut pentru nimic în lume să fiu la pauză în vestiarul echipei dumneavoastră. Da, n-am fost așa agresiv, pentru că știam că după pauză e mereu greu. Mereu, după orice pauză, foarte greu să-i motivez pe jucători. După 4 zile libere am încercat să fac multe antrenamente, dar era clar că nu va fi bine. Păcat că primele 25-30 de minute eram exact CFR-ul care îl știu eu de 5 ani. Pragmatic, serios, goluri, fără să primim, fără să dăm șanse. După care am intrat în scenă noi, nu ei. Am început să le dăm mingi care eu nu le vreau niciodată, pase la noi în teren inutile. Pentru mine pasele la noi în teren, orice echipă le face, sunt inutile, ca să treacă timp. Pasele trebuie să le faci la adversar în teren, nu la noi în teren. N-am înțeles, ziceai că am intrat al jucător, dar toată săptămâna Burcă și Iuri n-au fost bine și nici la meci n-au fost bine azi. Și dacă cei mai buni jucători, cei mai buni fundași ai tăi nu sunt bine, e normal să se întâmple ce s-a întâmplat. Am luat un gol, știam că 2-0 e cel mai periculos rezultat. Știam că dacă primim gol, adversarul are elan. Iar golul 2 a fost iar o ușurință incredibilă, mai ales cu echipa care conduce, nu că era egal. Și mă bucură victoria, mă bucură ca cine a intrat pe bancă a dat golul victoriei. Numai de asta, asta am vorbit, întreba jucătorii. De ieri și azi, numai asta am zis. 100% meciul ăsta va fi câștigat de cineva pe bancă, ori de la ei, ori de la noi. Și am zis, sper să fie de la noi. Și asta a fost malele. Sincer, vă spun că poate acum la cald sunt așa puțin nervos. CFR nu are cum să câștige campionatul dacă primește goluri. N-ai cum. N-avem cum. Noi dacă nu ne punem la punct în apărare, va fi greu să câștigă. Campionatul nu se câștigă cu atacanții, cu goluri, cu astea, cu apărarea. Și am câștigat-o 5 ani. Și trebuie să te aperi bine, mai ales la 2-0. N-ai voie să faci greșelile astea. Și portarul, culmea, n-are nicio vină. Că dacă avea portarul vină, puteai să zici că se întâmplă. Deci n-avem voie să ne apărăm în halul ăsta dacă vrem să câștigăm campionatul. Pentru că acum ne concentrăm totul la campionat și Europa nu mai e. O să vină martie sau când o să vină. Și următoarele meciuri, începând de duminică, mai ales că avem doi suspendați, Malele și Birligea, ceea ce nu-mi convine deloc. Vine o echipă care n-a pierdut două meciuri și sunt convins că va fi foarte greu. Și deci, n-avem timp să ne relaxăm și trebuie să jucăm mult mai bine în apărare. Dacă nu ne știm să ne apărăm, pentru că ocazia am avut goluri, am dat. La 2-0 puteam să facem 3-0 și cred că atunci chiar că era timp la meciul. Ocaziile, avem atacanți buni, jucători de atac, dar trebuie să ne apărăm mai bine toată echipa, cred. Asta este, până la urmă, analiza meciului. După accidentarea lui Debeliu, s-a simțit puțin nevoia unui nou marcator. Acum îl aveți. Ianga, iată, n-a avut nevoie de foarte mult timp și da, cea puțin primul gol acum este... Acum două zile, trei zile, el nu era titular, dar mie îmi place să văd la antrenament. Când văd ceva la antrenament, l-am văzut și l-am băgat titular. Ca la orice echipă, cei care nu joacă supărați și de-aia am zis că cine nu joacă va câștiga meciul. Și mă bucur pentru Malele foarte mult, dar în același timp îmi pare rău că e suspendat, pentru că un atacant când e pe val, el are două goluri la rând, care sunt golurile victoriei. Cel mai greu e să intri pe bancă să dau gol și bravo lui. Și Camora a intrat foarte bine. Mă bucură foarte mult și pentru Mario că a înțeles că nu pot să-l bag de la început. Să nu credeți că era fericit că nu joacă și el a fost supărat. Dar când a intrat, mi-a plăcut cum a intrat, a schimbat jocul bine. Și cred că de-aia am și marcat că cei jucătorii care au intrat, au intrat bine. Apropo de atacanți pe val, Daniel Paraschiv, l-ați avut, are 9 goluri și nu l-am avut eu. CFR l-a avut. Regretați puțin că eu regret, nu l-aveți? Da, nu? Eu regret. Regret 100%. Trebuia să-l antrenez, băiatul ăsta nu scăpa din mâna mea. Dacă eu îl vedeam, credeți-mă că nu scăpa. Și regret 100%. În momentul de față cel mai bun atacant român, 100%. Asta am zis-o și înainte de meci, la băieți, n-am zis-o vouă, pentru să nu zică că nu știu ce zic de el. În momentul de față este cel mai bun atacant român care l-are România. E Paraschiv, 100%. Mulțumesc. Plăcere. Am spus băieților la pauză că n-a venit Crăciunul și când greșești și faci astfel de cadouri cu CFR-ului, te taxează, pentru că au jucători calitate, au jucători valoroși și atacanții au una, o dau în poartă. Pe,
pe românește. Însă i-am felicitat pentru atitudine, să revii de la 0-2 nu este ușor contra campioanei, ca și joc, pentru că au fost multe momente bune, momente în care am încercat să-i desfacem, să-i așteptăm, așa a fost și golul 2 foarte frumos pe o posesie prelungită a noastră, pe urmă o progresie bună, un gol frumos al lui Oroian, dar din păcate n-am fost pragmatici cum ar fi trebuit pe finalul de joc. Și încă o dată spun, na, greșelile, au apărut acea greșeală și la golul 3, dar trebuie să mergem înainte, trebuie să fim pozitivi și trebuie să luăm în primul rând partea bună a lucrurilor. Nu înseamnă că nu vom analiza greșelile, dar nu au fost niște greșeli care apar în fotbal, să spunem. Sunt niște greșeli foarte grave. Foarte grave, adică greșeli, astfel de greșeli și o echipă mică te taxează, da, CFR-ul. Dar asta este, încă o dată, a fost o restanță, puteam scoate ceva din acest meci, chiar îmi doream foarte mult, dar mergem înainte. Supărat puțin pe Letița pentru ieșirea total atipică? Că mă gândesc că acolo bateți în primul rând, nu? Nu. L-am încurajat, este un lider, îmi place foarte mult de el, este un jucător care se implică în vestiar, dar normal, a fost pe românește neinspirat, asta e situația, chiar ne bazăm pe talia lui să ne ajute la fazele fixe. Încă o dată, a fost neinspirat la acel gol, mergem înainte, apar astfel de greșeli, la portar se vede, dar să dai gol de la 17 metri cu capul, puțin rar se întâmplă. Sunt sigur că ei în primul rând sunt foarte supărați. Eu acum trebuie să-i încurajez, pentru că la 3 zile avem alt meci, un meci foarte important la Voluntari. Sunteți o nouă promovată, poate lumea uită prea ușor lucrul ăsta. Așa, o nouă promovată a fost și Rapid anul trecut și mi-aduc aminte că la un moment dat așteptările mari, pe urmă, au făcut ca să creeze o presiune și chiar schimbarea antrenorului a adus la un moment dat acea presiune. Da, lumea se obișnuiește cu rezultate, nu mai îți acceptă anumite rezultate negative, însă aș putea transmite suporterilor să în continuare să încurajeze și să fie lângă echipă, pentru că jucătorii chiar au avut atitudine. Au fost într-adevăr greșeli, dar atitudinea a fost la nivel maxim. Daniel Paraschiv, gol frumos, pasă, nu mai spun, superbă. Îl mai aveți și din iarnă, că ajunge și la Național? Eu cred, da, va rămâne. Să știți că a mai fost o discuție vis-a-vis de el la un moment dat până în 5 septembrie și chiar am discutat cu el, vedeam că eram convins că citește presa și la un moment dat nu vroiam să vorbesc cu el pe tema asta, dar tocmai să nu fie așa un pic cu capul în nori. Da, și mi-a zis că nu, mister, n-am venit așa, nu vreau să joc câte 3 luni, 6 luni la o echipă să plec. Acum evoluțiile lor pot face să apară oferte, într-adevăr, dar cred că va rămâne cel puțin până la vară. Eu mi-l doresc, că are 9 goluri toate din acțiune. Până la urmă, toată munca lui a fost încununată cu acea selecție la echipa națională. Și pentru el a fost un joc foarte bun astăzi, dar din păcate echipa n-a realizat mai mult. Ușor, ușor, se apropie momentul în care reveniți la Sibiu. Sunt convins că abia așteptați. Da, așa este. Am suferit foarte mult din punct de vedere al suporterilor. Au venit puțin, ne-au încurajat, însă așteptăm și noi o atmosferă și să simțim că jucăm într-adevăr acasă. Stadionul, l-ați văzut, este unul cochet, însă nu vreau să fim musafiri acasă, ca să spun așa, pentru că va trebui să și ne antrenăm acolo. Dacă nu vom face, atunci ar fi o problemă, dar de-abia așteptăm întoarcerea la Sibiu și să vedem stadionul plin. Mulțumesc! Îl ascultăm pe Burcă. Controla, da. 2-0, vă veți apăra, da. Hermannstadt nu va mai face nimic. Ce s-a întâmplat după? În seara n-au făcut ei, am făcut noi. Am făcut niște cadouri pe care, nu știu, nu prea le vedeți la echipa noastră de mulți ani de zile. Trebuie să ne dea de gândit, pentru că primele 20 de minute am jucat și ultimele 20 de minute. În rest, nu știu, parcă eram în vacanță sau, nu știu, trebuie să fim mai concentrați, pentru că puteam pierde 2 puncte importante azi. Pentru că farul deja s-a detașat, trebuie să-i prindem din urmă. Important este că am câștigat, dar, per total, jocul trebuie să ne dea de gândit, din minutul 20 până minutul 70. Te-ai ales cupa asta decisivă în seara asta, nu? Da, chiar vorbeam cu Mister Nunes înainte să facem asta, lucrăm treburile astea, dar nu de pasă decisivă. Mi-e ciudă că am controlat meciul, nu își creau nicio ocazie, aveam în control total al partidei și au venit niște cadouri pe greșelile noastre, după aia și golul 2, o minge la 50 de metri, după aia pas, n-am înțeles nimic, sincer, cum... Dar
ne bucurăm că am câștigat, dar pe total trebuie să ne dea de gândit. Va da multe bătăi de cap și Paraschiv? Da, într-adevăr, la selecția națională, da, este un jucător bun, a și marcat la național, într-adevăr, este tânăr, poate să mai crească, este tânăr, un atacant bun, de perspectivă, dar atât timp cât adversarul nu spune probleme și după aia tu faci cadouri, normal, că iese oricine în evidență. Ce s-a întâmplat la pauză? Că n-aș fi vrut să fiu în locul vostru la pauză, da, după 2-0 și 2-2. Ne-a zis mister realitate. Pentru că v-ați adaptat puțin, adică n-ați mai făcut chiar da, așa. Da, 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 ne-a zis mister realitate. Adică suntem în controlul partidei și le dăm noi lor șansa să intre în meci. Și asta s-a întâmplat în prima repriză. După aia repriza a doua la fel, nu am ajuns la poartă și o fază banală din punctul meu de vedere. Luăm 2-2 și ne chinuim să revenim, să luăm încă două puncte pentru a ne apropia de farul. V-ați găsit totuși un marcator? Se pare da, că într-adevăr, într-adevăr. Amândoi marcatori și Malele etapa trecută și din nou etapa asta la 2-0, la 2-2 scuze. Deci important este că am luat cele 3 puncte. Mulțumesc! Seară bună!